Ușurel, ușurel, că-i cod galben de ghețuș în anumite județe. Ușurel să nu-mi cădeți să vă fărâmați. Ușor, ușor, fără stres. Că e ora 10 și de atunci începe derularea acestui video. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ei, că nu mi-ar putea aluneca pe gheață vă 10-15 mii de abonați aici pe canal. Vă mulțumesc frumos și celor aproape 5800 care au subscris acestui canal. Vă mulțumesc. Puțin, dar bun. Ăsta e principiul nostru de viață. Ceață. În jumătate de țară, e ceață. De fapt, nu-i ceață. Dar nu mai vă bărbații bine cu un ochi, că n-au găsit cadou potrivit de dragobete și știți voi fenomenul meteorologic din sufragerie. Pac, pac, nu ți rușine. Boule, pac. Și acum îi un pic de ceață. Dar să luăm vălul de ceață de pe ochi și să intrăm în subiect. Că nu știm dacă de 1 martie copiii noștri pot să dea la tovarășa educatoare sau la tovarășa învățătoare mărțișorul, simbolul primăverii. De generații întregi, asta era bucuria. Măi, am luat un mărțișor frumos, oare colegul de bancă. Eu luam la fel de frumos mărțișorul. Se bucurau doamnele, se bucurau, vai, mulțumesc, știam că în ziua aia nu ne ascultă, nu ne dau note mici. Era frumos acum numai că e guvid și guvidul intră în mărțișor. Deci firul la mărțișor e format din o porțiune roșie, o porțiune albă și una invizibilă de guvid. Și l-a pus doamna în piept și deja e tulpina a treia, ne contaminează pe toți. Vai de mine, nici acum nu se știe pe la inspectorate ce o să se întâmple luni la școală. Dar eu sper să se poată da mărțișor acolo unde școala este deschisă. Dacă nu, mărțișor virtual și un buchet de flori virtual, cum a primit ieri Simona, Simonica noastră, Halep, a primit un buchet enorm, splendid de flori adevărate pentru că s-a vaccinat. A zis, zice, asta înseamnă mai mult decât cele 2 milioane pe care le-am primit la Roland Garros. A fost și domnul Gheorghiță, la uniform acolo, cu toate stelele pe umăr. Într-adevăr, o personalitate a țării s-a vaccinat și da, trebuia așteptată cu flori, cu bomboane, cu cadouri în gară. Este un exemplu pentru noi toți și sperăm că în urma vaccinului AstraZeneca să mai câștige Simonica vreo 3-4 grand șlemuri. Și domnul Godină s-a vaccinat, acum nu mai are nicio problemă, l-o cam mirosit, alpacaua de acasă din dotare. O zis, ce ți-ai băgat în tine, ți s-o strâmbat ARN-ul, ai grijă. Deci, exemple, sunt exemple pozitive. Noi, restul, celor care nu suntem vipuri și care încă trăim printre virus, ni se recomandă nouă purtarea a două măști. Două măști succesive. Păi dacă cu o mască nu poți respira, cu două, cum? Chiar? Da? Ce mai urmează? În vară să ne spună să purtăm 3 chiloți și în iarna următoare, când o să fie frig, 2 perechi de izmene. Mai știți cine recomanda o haină în plus? Cum să-ți mai pui o mască peste mască, mă? O să fim supereroi, mascați, mascați. Nu înțeleg. Bem o cafea. Să ne treacă vremea rea. Cafea bună de pe buymeacoffee.com/nicubendea, dată de Dumitru din Norvegia, căruia îi mulțumesc, Dumitru din Norvegia. De câteva zile îmi scrie, zice, bă, vreau să-ți bag o cafea bună norvegiană, dar să-i dai și soacrei. Îi dau și soacrei, că acum face pe impresara, se crede Prodanca. De când a fost dat Dan Petrescu afară de la Kayserispor, de la turci, încearcă să-i găsească o echipă, dar nu o echipă bună, Chelsea sau nu știu ce, o echipă unde să se mai facă o dată de rușine și să vină plângând la CFR și să zică primiți-mă să vă mai iau cu un titlu și o cupă. Deci soacră mea e un fel de Prodanca. Sper să nu pățesc și eu ca și fotbalistul ăla devenit antrenor, cum îl cheamă, Alexa, care a luat un croșeu de la Prodanca, deci mai ușor, cafea norvegiană. Simțiți? Numai. Simțiți, așa-i? Miros de somon sălbatic norvegian, cafea de la Dumitru, din Norvegia. Asta se bea pe ritmurile formației vocale instrumentale Mayhem, o formație de metal, black metal, adică metal negru. Negru că situația e roșie în politică, iar începe să se coloreze un pic harta în roșu, din moment ce la Arad useriștii susțin pentru funcția de subprefect un fost PSD-ist. Pe baza faptului că ce? PSD-iștii n-au oameni de valoare? PSD-iștii n-au. USR și PSD, aceeași mizerie. S-a urcat scrofița în copac și s-a crezut soprană. Așa și useriștii ăștia. Fac alianțe, desfac.
La început nu le-au plăcut nici de chirică de la Iași, după aia ori înghețit broscoiu, a? USR și... Da. Unde vis plăcuțele suedeze? Unde vis pancartele cu ciuma roșie? A? E bine la putere. E bine că face și desface. Ne mai mirăm că pleacă românii din țară. Ne mai mirăm că lasă România și pleacă unde văd cu ochii. Până în Norvegia, până în California, în diaspora. Se poate da cafele bune pe buymeacoffee.com/nicubendea când îi apucă dorul de casă la ce auzi vorbind aici și nu numai. Pleacă, ne mai mirăm că pleacă. Dar cine o să mai plece peste 20 de ani, să zicem? Fiți atenți că sunt studii, nu sunt blablauri și gargară. În 2020 s-au născut mai puțin copii în România decât s-au născut în 1876. Vreo 161.000 de nașteri am avut. Natalitatea merge în cap. Suntem la pământ cu natalitatea. Mai puțin copii născuți ca în 1876, când nu era Tinder, nu era WhatsApp, nu era Facebook, nu era Instagram. Oare cum se iubeau, cum se întâlneau oamenii la 1876? Cum reușeau să se pună în postura de a face copii, că acum ai toate ingredientele. Tehnologia îți aduce gagiu sau gagica la marginea patului și nimic? Păi te mai mir că corpul de pediatrie și de și maternitatea de la spitalul din Mangalia sunt scoase la licitație pe internet. Spitalul de pediatrie și maternitate din Mangalia, 2.700.000 de euro, sunt scoase la licitație pe internet. Bă, ce situație absurdă! Clădirea în care funcționează încă maternitatea a fost donată de Regina Maria României. Moca, gratis, poftiți! Înmulțiți-vă, creșteți și stăpâniți pământul. A venit comunismul, da? S-a naționalizat clădirea, moștenitor, procese, chestii și acum... Da 10.000 de euro pe lună, dacă nu, scoatem la vânzare. Da, păi să scoatem la vânzare tot, să dărâmăm spitalele că așa, și să facem, ce o să se facă la Mangalia? Un frumos hotel, pentru că e pe malul mării, e aproape de mare spitalul, clinica, nu? Păi să dărâmăm maternitatea și să facem hoteluri, să vină străinii și să se uite de la balcon în țara românească, ce nu va mai fi locuită de niciun român. Că nu se mai nasc români sau pleacă în străinătate cei care mai sunt. Să se uite. Ce țară frumoasă! Păcat că e locuită. Extraordinar, extraordinar. Că e la marul mării să tragă un hotel. Măcar marea are proprietăți curative, apa mării, nu e așa sărată. Pe când aici, lângă Cluj-Napoca, lacul de acumulare de la Tarnița a fost un pic poluat. Cu ce? Nu cu motorină, nu cu vazelină, cu medicamente. S-au găsit nu știu câte baxuri de medicamente în apa lacului, care alimentează rețeaua de apă potabilă a municipiului de 5 stele. Cafeaua asta e din Norvegia, dată de Dumitru pe buymeacoffee.com/nicubendea. Cu apă norvegiană, nu cu apă de la... Și apa s-a interzis. S-a interzis să se mai furnizeze apă de acolo, că e cu medicamente. Păi din contră. Cum avem apă caldă și apă rece, să se spună aici sunt antibiotice și aici sunt pentru depresie. Să fie mai multe robinete în casă, că dacă sunt medicamentele alea gata, dizolvate în apă, nu-i păcat să nu le folosim? Dai acolo de la robinet, imediat ai luat ceva pentru colesterol. Mergi și faci duș, wow, mi-a scăzut glicemia. De ce? Era acolo un medicament foarte bun în apă. Hai să fim serioși, hai să fim... un pic serios. Nu ca Florinel Coman, starul de la FCSB care a fost prins pe autostradă cu 164 la oră, ba atâta să aibă ăla în care o adversă de-a golul, nu pe autostradă cu bolidul. Polițiștii l-au legitimat și au găsit un fel de pașaport, un fel de permis de fapt, un fel eliberat în Ucraina cu 800 de euro. L-au luat acolo de la niște tovarăși din Ucraina. Nu se știe dacă o dat examen. Becali ce-a făcut? În loc să-l certe, în loc să-l îndrume la școală, să facă școala de șofer, să-și ceară scuze, să zice, nu, e duble salariu, e duble salariu. Așa e România. Ai făcut o prostie, ai făcut o gavă, ești premiat, ești lăudat, ești așa mari de noi. Bine că e joi, mâine deja e weekend și ne dăjnuim că o fi mai bine. Că o fi copății, coffee de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc de urmărire. O zi
superbă să aveți și să ne vedem cu bine și mâine de la 10 tot pe acest canal. Nu trădați!